mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți la întâlnirea noastră. Primul subiect, sigur, este legat de situația operativă a recoltărilor de vară până la data de 3 august. Cum ne-am așteptat, cum am previzionat, atât din informațiile luate de la fermieri, cât și de la specialiști, sigur că seceta a afectat puternic culturile de toamnă, mai ales în zona de sud-est și est a țării. Cele mai accentuate scăderi de producții sunt în Dobrogea, deoarece această zonă a fost cea mai afectată. Acum, compartimentul de statistică din Minister a întocmit un raport comparativ și am să vă spicuiesc câteva date care sunt, sigur, mai relevante pentru că raportul este destul de vast. La grâu, pentru că este suprafața cea mai mare, peste 80% din suprafața însămânțată în toamnă a fost cu grâu. S-a recoltat până acum 89% din suprafață. Producția medie la hectar este de 2,9 tone pe hectar, față de 4,8 tone pe hectar în 2019, când regimul precipitațiilor a fost unul normal. Deci, da. Deci s-a diminuat cu 40% producția medie la hectar la grâu. Dacă anul trecut au fost recoltate peste 9 milioane tone, aproximativ 9,4 milioane tone, anul acesta estimarea este de 5,5-5,6 milioane tone. La secară, producția medie de asemenea a fost diminuată, este de circa 2,5 tone pe hectar, față de 3,2 tone pe hectar în anul trecut. La orz, producția medie la hectar este de circa 2,6 tone pe hectar, față de 5 tone pe hectar în anul trecut. Deci o scădere cu aproximativ 47%. Și am să vă spun și cifrele de la rapiță. Dacă producția medie anul trecut a fost de 2,3 tone pe hectar, anul acesta este de 1,9 tone pe hectar. Și aici s-a înregistrat o scădere semnificativă, repet, datorită secetei extreme care s-a instalat în toamna anului trecut, iar în acest an, deși în ultima perioadă au fost precipitații chiar din abundență, în anumite zone ale țării și mai ales în Dobrogea, în sudul Moldovei, sunt încă zone care sunt puternic afectate de secetă. De aceea, așa cum am promis, o să facem aceste despăgubiri. La rectificarea de buget am prins sumele de care avem nevoie. Discutăm de 1,2 miliarde de lei. Sunt impactați 34.647 de fermieri, iar cuantumul ajutorului compensatoriu pe hectar, deja îl cunoașteți, relativ 925 de lei la grâu, sigur și secară, și la rapiță 1.002 lei. Deci aproximativ 200 de euro. Am modificat acest ordin, am extins, pentru că se pare că în unele zone seceta o să producă pagube și pentru culturile care au fost însămânțate în primăvară și atunci am extins acest ordin. Am completat la culturi agricole, am prins și livezile și viile. Procesele verbale de constatare se fac până în 1 iunie, respectiv până în 15 septembrie, iar procesele verbale de sinteză până în 15 iunie, respectiv până în 30 septembrie, pentru culturile din însămțate în toamnă. Sigur, am avut întâlniri cu liderii marilor asociații pentru a discuta două aspecte. Unul cu Ministerul Finanțelor și celălalt cu băncile.
Cu Ministerul Finanțelor am avut o întâlnire 9 iulie, în care am căzut de acord ca cei de la ANAF să ia în considerare procesele verbale care au fost completate de către comisiile acelea mixte care au constatat pagubele și acele procese verbale să stea la baza verificărilor pe care ANAF-ul, eventual, prin sondaj anul viitor, o să facă la fermieri și să nu-i întrebe de ce au înregistrat producții foarte mici. Pentru că în alți ani am înțeles că, deși s-au consemnat în procesele verbale, iar despăgubiri nu s-au făcut, ANAF-ul i-a și amendat pentru că au spus că nu au înregistrat producțiile. Păi producțiile nici măcar nu le aveau, pentru că tocmai de aceea o să-i despăgubim, pentru că au avut producții foarte mult diminuate. De asemenea, cu băncile am avut două runde de întâlniri în care încercăm să elaborăm un proiect de act normativ cu aplicabilitate unitară, practic un mecanism bancar de amânare a ratelor, plecând de la prevederile ordonanței 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare. Ieri am avut a doua rundă de întâlniri. Băncile, marea majoritate dintre ele și Asociația Română a Băncilor ar fi de acord cu un asemenea act normativ. Singura piedică care mai trebuie rezolvată, sau singura problemă care trebuie rezolvată, este o reglementare care să vină din partea Băncii Naționale. Ieri a fost și un reprezentant al Băncii Naționale și sper că în urma consultărilor de ieri să apară această reglementare care să le permită băncilor să intre într-un asemenea mecanism bancar de amânare a ratelor. Noi vom continua demersurile pentru că este în interesul Ministerului și, în general, interesul agriculturii și a economiei românești, ca fermierii care au fost păgubiți anul acesta și de secetă, să beneficieze de această amânare a ratelor, astfel încât ei să-și poată relua activitatea și să nu-i falimentăm. Nu este în interesul nimănui ca ei să falimenteze. Legat de reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, astăzi, cei de la conducerea APIA mi-au comunicat că au fost virați banii către destinatari pentru trimestrul 1. Și o să mă întrebați de ce așa târziu pentru trimestrul 1. E vorba de 103.381.276 pentru 10.951 de beneficiari. Pentru că noi, în prima perioadă a anului, am fost nevoiți să plătim jumătate din trimestrul 2 anul trecut, trimestrul 3 și trimestrul 4, adică 528 de milioane de lei am plătit la începutul acestui an până acum pentru restanțele de anul trecut. Pentru cei care utilizează produse de protecție pentru producția vegetală, venim cu un sprijin. Ei ne-au reclamat de ceva vreme că utilizările minore nu sunt foarte bine reglementate la noi în țară și că aceste produse de protecție a plantelor, având o valoare economică ridicată pentru fermieri, dar un interes economic scăzut pentru industria produselor fitosanitare, practic s-a constatat că în țara noastră lipsa produselor fitosanitare autorizate pe piață pentru acest tip de culturi. Și era următoarea situație stranie, cel puțin. Adică, dacă un produs nu era înregistrat în România de către Autoritatea Națională Fitosanitară, practic, un
cultivator, un legumicultor, nu putea să utilizeze legal acel produs. Dar dacă acel produs era înregistrat într-o altă țară europeană, acel produs putea să fie utilizat pentru plantele respective, iar produsele să fie comercializate în România. Nu era un interes al firmelor care comercializează aceste produse să înregistreze produsele și în România, pentru că valoarea lor era foarte mică. Și atunci, prin acest ordin, facilităm autorizarea produselor de protecție a plantelor pentru utilizări minore, venind în sprijinul fermierilor români prin furnizarea de mijloace de gestionare a bolilor și adăunătorilor pentru a produce și a menține rezervă sigură și stabilă a producției agricole. Sper ca acest ordin pe care dânsii îl cer de ceva vreme să îi ajute și să nu mai fie această discriminare între producătorii din România care nu aveau acces legal la aceste substanțe și producătorii din altă parte, dar care își comercializau produsele în România. Cei de la APIA au început, sigur, controlul aferent campaniei 2020. Sunt prinși în eșantionul de control 56.493 de fermieri. Sigur că aici discutăm despre controlul pe teren prin metoda clasică, unde sprinși doar 12.000 de fermieri. Aproape 40.000 dintre aceștia vor fi verificați prin metoda teledetecției și cam 4.078 de fermieri vor fi verificați pentru schemele de ajutor de stat din sectorul zootehnic. Suprafața totală controlată este de aproximativ 1,6 milioane hectare. Acum, sigur că acest control s-a demarat în 1 iulie, este până în 15 octombrie. Sigur că am fost decalați puțin în program din cauza evoluției pandemiei, dar eu vreau să-i asigur pe fermier că acordarea avansului pe care dorim anul acesta să-l facem mai devreme de 15 octombrie nu depinde de finalizarea controlului pe teren. Doar acordarea plății finale, în decembrie, este condiționată de finalizarea acestui control. Pentru că am auzit și astfel de opinii și vreau, prin intermediul dumneavoastră, să informăm corect beneficiarii. Chiar dacă controlele nu vor fi finalizate până când noi o să demarăm acordarea avansurilor, aceste avansuri vor fi acordate fără nicio problemă. Vreau să aduc și o clarificare. Am văzut o anumită efervescență și pe bună dreptate în acest weekend legat de un ordin. Un ordin care stă de vreo 8 ani în minister. Ordin care trebuia făcut și avizat punctual cu cei de la Inspectoratul General pentru situații de urgență, pentru că, practic, se referea la aprobarea unor norme de prevenire și stingerea incendiilor specifice activităților sectoarelor din domeniul agricol. Sigur că, după 7 ani de stat în minister și trimis de la minister la IGSU și de la IGSU înapoi, colegii mei au decis să dea drumul la acest ordin și s-au strecurat și unele greșeli sau unele lucruri care pot fi interpretate. De aceea, ordinul este în revizuire. L-am trimis într-o altă formă celor de la IGSU. Am chemat și câteva dintre asociațiile de fermieri pentru fiecare tip de activitate care doresc să lucreze la elaborarea acestui ordin, dar eu aș dori să precizez următoarele. Acest ordin, până la urmă, nu este ilegal, este făcut chiar în baza unei legi care obliga Ministerul, încă de atunci, în 2007, să emită acest ordin și aceste norme generale, pe de o parte. Pe de altă parte,
Prin acest ordin nu se dorește împovărarea fermierilor români. Dotările minime pe care vor trebui să le aibă, conform, sigur, celor sugerate și monitorizate de către IGSU, în cazul unui dezastru sau în cazul unui incendiu, le va permite ca până la sosirea echipajelor să aibă posibilitatea să intervină. Nu se pune problema sub nicio formă că IGSU sau pompierii să nu intervină în incendiile agricole, dar, sigur, proprietatea trebuie să aibă o dotare minimă, iar, repet, normativele acestea, chiar dacă par, sunt impuse de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Și fiecare minister, spune aici în lege, trebuie să emită și să intre în legalitate și să emită aceste reglementări tehnice generale privind apărarea împotriva incendiilor. Am observat și eu câteva lucruri care nu sunt potrivite, unele au fost scoase din context și au făcut deliciu în acest weekend. Dar am vrut să clarificăm că ce ordin nu va fi revizuit. Ne asumăm greșelile care au fost speculate. Bun. Acum, ieri am avut o întâlnire rodnică cu ministrul fondurilor europene, pentru că noi în această perioadă, sigur, în afară de pregătirea programului național strategic, în afară de schemele de sprijin, care o să le dăm și pentru secetă, dar și pentru evoluția sau compensarea pierderilor datorită COVID, și care la rectificarea de buget sau după rectificarea de buget o să vi le putem comunica, pentru că sunt pregătite fie ordonanțe de urgență, fie AJ-uri, care le-am prenotificat la Comisie, că așa, asta e regula, în momentul în care va avea loc rectificarea de buget pentru fiecare sector de activitate în parte, pentru vaca de lapte, pentru vaca de carne, pentru ovine, pentru porc și pasăre, dar și pentru albine, o să avem scheme de sprijin pentru compensarea pierderilor datorită evoluției pandemiei. Inclusiv pentru cei din industria alimentară, pe care i-am cuprins într-o ordonanță comună făcută de Ministerul Economiei și Ministerul Fondurilor Europene, unde în mod distinct pentru cei de la industria alimentară au fost dedicate sume. În afară de acest lucru, sigur că noi lucrăm cu cei de la Ministerul Fondurilor Europene pe lângă Programul Național de Creștere a Rezilienței și mă refer la cele două proiecte mai mari legate de strategia de gestionare a apei și crearea acelei rețele de colectare, depozitare, procesare și distribuție a produselor românești, la încă două forme de sprijin în această perioadă. Și pentru că acolo s-au identificat sume în programele acestui minister, sume care pot să ajute și sectorul agricol, ieri am lucrat la două noi forme de sprijin. Prima se referă la tinerii niți, non-employed teenagers. Este vorba de 100 de milioane de euro. Practic, măsura are scop facilitarea la piața locurilor de muncă a tinerilor. Sigur, aici este condiționată vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, precum și a încuraja angajatorii să-și recruteze personal din această categorie. Noi aici ne referim, sigur, în primul rând la cei care termină, fie licee, fie facultăți de specialitate. Asta a fost interesul nostru, să intrăm în această schemă cu cei de la Ministerul Fondurilor Europene. Și dar nu se va rezuma doar la cei care au studii în domeniu, pentru că pot să vă spun câteva detalii din fișa la care lucrăm. Deci ei vor primi sprijin public nerambursabil acordat în această măsură de maxim 75% din salariu plus contribuții pentru acei angajați care au fost recrutați într-un post pentru care au specialitate și până la 50% pentru cei care au fost recrutați într-un post unde nu au specialitatea. Cei fără studii vor beneficia de 350 de euro pe lună, cei
cu studii medii 500 de euro pe lună, iar cei cu studii superioare 750 de euro pe lună. Sigur, noi o să încercăm în zona rurală să, și în primul rând la fermieri, să încurajăm să folosească această schemă, să angajeze oameni care au pregătire de specialitate. În primul rând, absolvenți ai facultăților din domeniu, iar sumele respective, eu cred că sunt suficient de motivante, în așa fel încât să-i ajute să angajeze acești oameni, pentru că una din problemele principale, nu numai ale agriculturii din România, este lipsa forței de muncă. Eu cred că această măsură activă este binevenită pentru fermierii și angajatorii din domeniul agricol și industrie alimentară. De asemenea, există o altă formă de sprijin, se referă la economia socială, dar în mediul rural, pentru că am vrut să-i dăm această tentă. Este vorba de un program de 200 de milioane de euro, unde cei care angajează oameni beneficiază de un sprijin de până la 200 de mii de euro pentru investiții. Iar pentru fiecare angajat primesc lunar 2250 de lei. Deci cei 200 de mii sau până la 200 de mii sunt pentru investiții sau pentru dezvoltarea afacerii care deja o au, iar pentru fiecare angajat primesc 2250 de lei. Condiția este următoarea. Dacă proiectuiești de până la 100 de mii investiții, trebuie să angajeze 5 oameni. Dacă este până la 200 de mii, trebuie să angajeze minim 7 oameni. Aici, practic, se îmbină atât sprijinul legat de angajarea forței de muncă, pe de o parte, pe de altă parte, în această perioadă în care banii din Programul Național de Dezvoltare Rurală s-au terminat pentru unele măsuri, cum au fost măsurile 4.1, 4.2, iată că cu bani de la alt minister încercăm ca în zona rurală și în agricultură să venim cu niște forme de sprijin care, pe lângă forța de muncă, să vină și cu niște sume care pot fi investite sau pot fi alocate investițiilor sau activității curente, respectiv 100 de mii și 200 de mii de euro. Acestea sunt lucrurile pe care eu am dorit să vi le comunic. Dacă pe aceste subiecte dumneavoastră aveți întrebări, vă ascult cu plăcere. Despăduririle pentru fermierii care au fost afectați de secetă. Când credeți că vor veni? Nu ai primat deja, zona Bolivia, oameni care se plâng că nu mai au bani, s-ar putea să aibă datorii apoi și respectiv ar putea fi datornici și să nu-și poată lua credite în anii următori. În plus, dacă ați discutat cu Ministerul Educației, se plâng că nu și-au primit bani pe cele două programe potențiale. Cu Ministerul Educației. Cine desfășoară acest program Cornul și Laptele? Problema, încep cu ultimul. Problema acelui program Cornul și Laptele a fost deja rezolvat prin ordonanța de urgență. Eu v-am spus și cu alte ocazii, la două zile după declararea stării de urgență, la două zile, în 18 martie, am anunțat Consiliile Județene că noi, Ministerul Culturii, vom plăti în continuare aceste sume. Am comunicat către Comisie, am primit aprobarea Comisiei, cei de la Consiliul Județene trebuiau să înceapă atunci demersurile. Au pasat acest lucru spunând că au o problemă de legalitate. După știința mea, fiind o situație de urgență, puteau decide acolo ce să facă pe loc, ce să facă cu acele produse pe care noi oricum le plăteam. Deci acest lucru, din punctul de vedere al Ministerului Agriculturii, a fost rezolvat la două zile după declararea stării de urgență.
Apoi am inițiat și acea ordonanță de urgență ca să-i rezolvăm, să zic așa, și din punct de vedere legal pe cei de la Consiliul Județene care n-au vrut să ia niște decizii atunci când trebuiau decise și acest lucru deja a fost rezolvat. Legat de despăgubiri. Am spus, despăgubirile se vor face imediat după rectificarea bugetară. Pentru că ordonanța de urgență este pregătită, așa cum era normal. Am prenotificat-o comisiei, am primit niște observații, am făcut acum notificarea, am consemnat din partea Ministerului la rectificarea bugetară sumă distinctă pentru această despăgubire, este vorba de 1,2 miliarde lei și în momentul în care rectificarea de buget va avea loc, în câteva zile fermierii vor primi despăgubirile pentru că le facem prin cei de la APIA, care au o bază de date foarte bună și care au și posibilitatea ca în termen foarte scurt să facă plățile. Mulțumesc! Eu pot să spun doar ceea ce depinde de Ministerul Agriculturii. Noi ne-am făcut treaba, așteptăm rectificarea bugetară. Când va fi această rectificare, nu depinde de voința Ministrului Agriculturii. Da, eu obișnuiesc să vă spun lucrurile de care depind de mine, nu pe surse. Noi vrem să le dăm, cum am spus și altă dată, până la finele lunii august. Am spus, am repetat acest lucru. Poftim? Eu cred că așa va fi. Pentru că acea ordonanță era pentru evoluția COVID. Ei n-au putut și ei știu. Deci fermierii, dacă îi întrebați, ei știu foarte bine. Pentru că noi am discutat și ieri, și acum câteva săptămâna trecută și acum câteva zile, știu exact de ce prevedere au nevoie și de ce ei nu au putut beneficia de acea prevedere a ordonanței. Ei nu au putut demonstra și n-aveau cum, pentru că agricultura are anumit, mai ales în vegetală, anumită ciclicitate. Ei nu au putut demonstra că au avut pierderi datorită evoluției COVID. Ori toate ordonanțele pe această perioadă, în toată Europa, nu numai în România, au fost făcute în această cheie. A compensa pierderi datorate sau cauzate de evoluția pandemiei COVID. Aici este vorba despre seci. Nu, aici este vorba despre secetă. Iar Ministerul Agriculturii, ce să vedeți, chiar și-a făcut treaba. Deci noi am avut 3 întâlniri. Dacă aș fi și Ministrul Finanțelor și președintele Băncii Naționale, s-ar fi rezolvat. Noi am lucrat împreună cu fermierii și cu băncile și v-am spus exact stadiul la care s-a ajuns ieri la 3-a întâlnire cu băncile. Avem nevoie doar de o reglementare din partea Băncii Naționale. Și cu siguranță de acolo puteți afla mai multe de acea reglementare. Pentru că până acum, nu au fost făcute despăgubiri pentru secetă, doar s-au făcut consemnări, procese verbale. Mai mult, în anii care au urmat, ei au fost verificați de ANAF și unii dintre ei
amendați de ANAF că nu și-au înregistrat producții, nici nu aveau ce să înregistreze, că aveau pagube. Beneficiare de subvenții? Nu, de despăgubiri. Beneficiare de despăgubiri? Păi, în momentul în care o să dăm despăgubirile, o să fie publice și... Ce are? Păi lista cu cei pe care... Sigur, acum pot să dau explicații și pentru ultimii 10 ani, dar prefer să dau explicații pentru ultimele 8 luni. Da, asta este. Eu înțeleg că este anul recomandat, dar nici așa. Hai pentru toată lumea. Nu pentru toată lumea, doar pentru cei care au avut... Da, mulțumesc. Care este suprafața totală afectată de secetă, dar trebuie să-mi spuneți. Și doi, ce înseamnă asta pentru clientul care se duce în magazin? Ne se așteptăm la scumpiri, apare România suficient grâu, făină, ce măsuri de scumpă în sensul acesta pentru a-i proteja pe cei care vor să mănânce? Oamenii care nu sunt invitați în agricultură. Suprafața, am spus-o, este de 1,2 milioane hectare. Din cele 2,9 milioane hectare care au fost însămânțate în toamnă. Dar vă dau o dată mai exactă, 1.168.064,79 hectare. Asta este suprafața consemnată de către colegi. Și în rapoartele de sinteză. Legat de suficiența acestei producții de grâu anul acesta, că în primul rând, sigur, la ea ne referim, sigur că consumul uman în România, am spun ce, de la patronatele morăritului și panificația, este de 2,2 milioane tone. Noi anul acesta vom face undeva între 5,4 și 5,6 milioane tone. Deci va fi suficient pentru consumul intern. Sigur că aici se adaugă 550.000 de tone grâul de semințe, care e foarte important, se adaugă cam 400.000 de tone grâul care se utilizează în scop furajer. Aici calitatea, nefiind panificabil, poate fi și de o altă calitate, să zic așa, mai puțin, calitate mai slabă, și cam 400.000 de tone se utilizează pentru industria alcoolului. Deci cam ăsta ar fi necesarul de consum intern de grâu. Restul în fiecare an a fost exportat de către agenți economici, de către trader, cei care se ocupă cu acest lucru. După știința mea, din ce am primit și eu informații, din ce am citit, în afară de bazinul Mării Negre, care a fost afectat de secetă, în lume, în Statele Unite, în America de Sud, și peste tot unde sunt mari producători, producțiile au fost record anul acesta, doar această zonă a fost afectată. Și după cum tot așa am citit și mi-au spus specialiștii, întotdeauna prețul pâinii, prețul grâului, este dat de tot ceea ce înseamnă producția la nivel mondial. Așa că speranța mea este că nu vom înregistra creșteri la pâine, a prețului pâinii. Pentru că este suficient grâu atât în țară pentru consumul intern, cât și în, la nivel mondial. Având în vedere problema secetei, este una care datează de câțiva ani, aveți cumva strategii care să încurajeze pe fermierii români să
să cultive fructe exotice sau să dezvolte culturi exotice? Că se pare că au rezultate la noi în țară. Sigur că există și aceste strategii, dar cea mai importantă strategie care, sigur, ne interesează toate, dar cel mai important pentru noi, și cred că este corect, este să avem o strategie pe termen lung de gestionare a apei. Și de aceea, în acest program național de creștere a rezilienței, cred că am reușit să-i conving pe colegii mei din guvern să aloce aproape 6 miliarde de euro, ca într-un termen relativ scurt, pentru că dacă bani sunt, eu cred că sper să fie și capacitatea administrativă și de execuție, astfel încât într-un termen rezonabil să reparăm tot ceea ce înseamnă sistem național de irigații, să facem și sistem de irigații și în zone în care nu a fost și în care putem face acest lucru în mod mai inteligent, mai puțin energofag, dar să reparăm și tot sistemul de desecare și drenaj, unde este aproape 2,8 milioane hectare în care nu s-au mai investit tot așa din anii 90, combaterea eroziunii solului, prevenirea deșertificării, sunt foarte multe lucruri de făcut, lucruri care, sigur, din bugetul anual nu se puteau face și lucruri care s-au și întâmplat în ultimii ani. Nu au fost suficienți bani ca să se facă lucruri consistente în acest sistem sau această strategie națională de gestionare a apei. Acesta este principala problemă. Sigur că în paralel, în zonele care, în care se pot cultiva asemenea fructe exotice, cu siguranță cei de la institutele de cercetări, dar și fermierii interesați, deja au făcut pași. Noi o să-i sprijinim pe toți cei care doresc să facă ceva. Tocmai de aceea, și am să închei, acum când discutăm pentru a doua oară analiza SWOT legat de ceea ce înseamnă agricultură și dezvoltare rurală în România, am preluat o parte din observațiile Comisiei, le-am rediscutat cu fiecare sector de activitate în parte, pregătim al doilea draft, care o să fie public și o să-l trimitem iarăși la Comisie, tocmai ca să vedem care sunt nevoile actuale, care sunt sau care ar trebui să fie orientările în următorii 7 ani, în așa fel încât dacă cheltuim cei 21 de miliarde pe Programul Național Strategic 2021-2027, lucrurile să fie mai bune în agricultură și să o parte din problemele cu care astăzi ne confruntăm, sigur nu toate, să le rezolvăm. Aș mai avea o pregătare. Da. Da, așa ne-au spus cei de la... Explicați-mă, vă rog, care este problema? Ce nu se poate amâna și nu trebuie să adoptați? Eu nu pot să vă spun, repet, așa mi-au spus cei sau reprezentantul Băncii Naționale. Repet, am avut 3 întâlniri pe această temă cu Asociația Băncilor. Ieri au fost și băncile. Multe dintre aceste bănci ar fi de acord, dar au nevoie de o reglementare din partea BNR. Dar se prevadă ce? Poftim? Se prevadă ce această reglementare? Ca ei să poată intra în asemenea schemă. Băncile. Pentru că ele doresc. Dar, repet, puteți afla informații exact de la BNR. Pentru că reprezentantul BNR a fost aici. Sau de la bănci. Pentru că și băncile, aproape toate, au fost aici. Și cel puțin când fiecare reprezentant al băncii a luat cuvântul, a spus că este dispus să facă acest lucru, să amâne ratele, dar au nevoie de aprobare, de reglementare din partea Băncii Naționale. Dacă aș fi știut, v-aș fi spus mai multe. Vă mulțumesc! O să încep invers. N-am luat o decizie privind interzicerea neonicotinoidelor la porumb. Deocamdată. A spus ceva de plafonarea subvențiilor? Da, dacă nu se aplica. Nu. Noi acum avem niște simulări. Plafonarea subvențiilor
este una voluntară. Noi avem în intenție să facem o plată redistributivă între 10 și 20%, tocmai de aceea facem aceste sigurări, să vedem câte ferme ar fi impactate și cum ar fi impactate acele ferme. Și plafonare nu o să facem dacă facem plată redistributivă. Și prima întrebare era... Nu, vom face o plată redistributivă, vom lua o sumă, vom oferi fermelor mici, fermelor de familie, iar restul va fi fără plafonare. Păi am spus-o, prin programul de creștere a rezilienței, avem două proiecte mai importante, că restul le vom derula prin programul național strategic. Și acolo, în programul național strategic, sunt taxe de finanțare pentru marketing și promovare. Nu pentru minister, mai mult pentru asociațiile de profit. Nu trebuie să atragem fonduri. Fondurile pentru cele două proiecte, pentru strategia privind gestionarea apei și pentru această rețea de colectare, depozitare și distribuție a produselor românești, vor fi fondurile din Programul Național de Creștere a Rezilienței. Le avem trecute în acel material și am alocat acolo 500 de milioane de euro pentru a face această strategie care acum o gândim. Să iasă ceva bun, pentru că asta ne dorim, să iasă ceva bun, în care statul să încurajeze, să sprijine, să intervină, dar să nu fie parte, că dacă statul este parte și rămâne acolo, încurcă, pentru că statul este format din oameni, iar oamenii sunt supuși greșelilor și sunt subiectivi. Trebuie să lăsăm piața să-și facă treaba după regulile pieței, noi trebuie doar să supraveghem ca acele reguli să fie respectate. Vă mulțumesc frumos!